venit la o nouă ediție a podcastului Secretele Succesului. Sunt Elena Badea, Managing Director al companiei de training, consultanță și Executive Coaching Valoria. Iar astăzi îl am ca invitat alături de mine pe Mihai Talpoș, cofondator și Managing Partner al Școlii Informale de IT. Bun venit, Mihai! Bine te-am găsit! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația! Cum este astăzi la Cluj? Bine te-am găsit, Elena, și mulțumesc pentru invitație. Vreme bună la Cluj. După ce am avut un weekend capricios, astăzi începem săptămâna cu mult pozitivism, dat de însăși natură. Sunt încântată că ne întâlnim la Secretele Succesului, pentru că vii cu o experiență extraordinar de bogată, cu mulți ani de activitate profesională, cu curaj, cu determinare și cu un parcurs pe care vreau să îl povestești și privitorilor noștri. Așadar, spune-ne despre parcursul tău profesional, Mihai. Da, mulțumesc pentru onoranta introducere făcută. Zilele trecute, într-un context în care sper să am ocazia să explic și aici, am sărbătorit niște ani de la ființarea Școlii Informale de IT. Le spuneam colegilor că îmi place foarte mult ce spunea cu mult ani în urmă Iorga și el zicea, devenim ceea ce suntem. Ei bine, cred că în procesul nostru de devenire, asta le spuneam de pildă și studenților noștri chiar, pentru că am avut plăcerea să te cunosc într-un mediu academic remarcabil, așadar le spuneam atunci studenților noștri că orice persoană în devenirea sa profesională chiar nu poate să facă disjungere între cele trei paliere esențiale ale existenței fiecăruia dintre noi. Evident, fac referire la trup, minte și suflet. Cred că dacă am fi cu toții mai atenți la ce facem pe fiecare dintre palierele astea, ne-am apropiat iacătă de mult dorita rețetă a succesului. Ca atare, dacă ar fi să mă raportez la devenirea mea ca profesionist, să spunem, n-aș putea să fac treaba asta fără să mă uit la toate cele trei paliere și, dacă îmi permiți, aș face treaba asta pe scurt chiar acum. Te rog. Primul palier, cel legat de trup, să zicem. Ei bine, la palierul ăsta sau la capitolul ăsta nu cred că sunt model tare bun de urmat pentru nimeni, pentru că am forțat multe limite ale trupului și sănătății mele, muncind uneori excesiv, dar făcând chestiunea asta într-o manieră naturală. Iacătă, de pildă, nu de mult citeam într-o carte tot așa despre evoluție și succes, faptul că o persoană de succes, un antreprenor de succes din Statele Unite spunea că el nu a simțit în tot anii de efort nevoia concediului. Aș zice că m-am regăsit în afirmația omului pentru că psihic cel puțin și eu făceam cu atâta pasiune lucrurile încât nu simțeam nevoia concediului, însă fizic, iacătă că anii de efort susținut au început să-și spună cuvântul. Așadar, atenție la cum dozăm efortul fizic până la urmă. Pe cel de-al doilea parier al minții, poate aici putem încadra cel mai bine aspectele ce țin de orientarea profesională, iar în privința orientării mele, cred că un punct important a fost momentul în care am hotărât să fac acel shift de mindset din zona mindset-ului de angajat în zona mindset-ului de antreprenor. Și cred că până la urmă, sigur, odată ce ai luat decizia, trebuie să realizezi faptul că orice experiență avută înainte îți e utilă și în ceea ce te pregătești să faci. Dacă încerci să ștergi cu buretele ce ai experimentat în trecut, cred că greșești amarnic. Așadar, legătura asta dintre cele două vieți, cea de angajat și cea de antreprenor, trebuie să rămână și trebuie să încerci să înveți din lecțiile trecutului și să aplici în prezent și sigur în viitor. Pe ultimul palier, dar nu ultimul ca și importanță, acela al sufletului până la urmă, aș zice că aici, în devenirea mea, un rol important a avut suferința, pentru că odată ce treci prin episoade încrâncinate, să spunem, din punctul ăsta de vedere, ajungi sub o formă sau alta să te schimbi dramatic și de o manieră esențială. Mi-aduc aminte că am scris într-una dintre cărțile mele din trecut, la care țin mult pentru că ia cătă chiar o carte de suflet, se numește Cugetările unui înțelept amator. Și acolo am spus
într-una dintre cugetările incluse în carte, faptul că oricât de complicate și răvășitoare ar fi experiențele noastre de viață, au în esență un numitor comun, și anume duc la evoluția noastră spirituală. Cred că inclusiv pentru, să zicem, perioadele de suferință avem motive să fim recunoscători odată ce știm să tragem din ele învățămintele necesare. Așadar, toate astea pe care le-am parcurs, pe cele trei paliere esențiale a existenței, au contribuit până la urmă la devenirea mea, inclusiv ca și profesionist sau devenirea profesională, și am învățat, ca să și închei, că vorba aia românească, că ce nu te omoară, te întărește, e valabilă în multe privințe, inclusiv în ceea ce privește antreprenoriatul. Așa este. Spune-ne, Mihai, care este aniversarea? Eu te invit să povestești, fiindcă este ceva la care și eu rezonez și țin foarte mult, fiind implicată ca mentor la Școala Informală de IT. Da, e o aniversare dragă nouă și o să vă povestesc cu drag. Se împlinesc s-au împlinit pe finalul lunii octombrie, 7 ani de la înființarea Școlii Informale de IT. Au fost, desigur, 7 ani extrem de intensi, așa cum am pomenit de altfel pe alocuri adineaur. Au fost ani în care, să zicem, am marcat cifre și numere care astăzi, știu eu, pot genera informația necesară și suficientă a unui mic bilanț. Și dacă îmi dai voie, o să și trec prin câteva numere importante pentru cei 7 ani ai Școlii Informale de IT. În 7 ani am ajuns să fim prezenți în 7 hub-uri importante. Noi le-am ales, să spunem, pe criterii ce țin de potența locală a zonelor urbane pe care le-am vizat. Da? Deci considerăm că suntem prezenți în cele mai importante 7 centre urbane și de IT din țară. Și iată de dată recentă, pentru că am profitat de momentul aniversar ca să lansăm în mod oficial și sucursala, deocamdată virtuală, dar în curând o să ne ancorăm și pe hartă, sper, la Chișinău. Asta ar fi, deci, 7+1 în momentul aniversar. Tot la capitolul bilanțului celor 7 ani, marcăm 27 de cursuri ca specializări diverse și diferite pe diverse paliere ale științei IT-ului în software-ului. De asemenea, am marcat 170 de mentori, cu plus câțiva, dar am rotunjit din rațiuni ce țin de frumusețea cifrei 7. Deci, o comunitate care ne face extrem de multă cinste, ei reprezentând, de fapt, cea mai bună carte de vizită a Școlii Informale de IT. Și ne bucurăm că între mentorii Școlii Informale de IT te numeri și tu, așadar, ești una dintre cărțile noastre de vizită cu care suntem onorați să mergem la drum a la lung. Așadar, pe lângă cei 170 de mentori, marcăm astăzi peste 5370 de absolvenți. Sigur că alături de mentori, evident că și absolvenții ne fac cinste, pentru că performanțele pe care ei după aceea le manifestă în activitate zi cu zi sunt de fapt cea mai bună recomandare pentru, deopotrivă, companiile ce sunt aflate în căutare de personal calificat, dar și pentru alte persoane care se decid să-și pună măcar problema reorientării profesionale și a unui shift în viețile lor personale. Da. Cam asta sărbătorim, sau am sărbătorit la finalul lunii octombrie. Sperăm ca viitorul să ne dea șansa să mai adăugăm mulți ani și multe numere frumoase în ceea ce urmează și sunt convins că cei care pot fi incluși astăzi în ecosistemul Școlii Informale de IT își doresc la fel de mult ca și noi, ca și fondatorii, un parcurs interesant al școlii, pentru că ne bucurăm cu toții de realizarea faptului că poveștile de succes, poveștile de vieți schimbate în bine ale cursanților Școlii Informale de IT ne marchează emoțional pe toți și atunci devenim o mare familie care are un scop comun, acela de a face bine semeilor noștri. Sigur că da. Și este un lucru cu care rezonez din plin și sunt bucuroasă că sunt parte ca mentor din comunitatea asta frumoasă și din misiunea voastră. De aceea vreau să te și invit să ne spui cum a fost anul ăsta pentru voi, cum a început și ce s-a schimbat în momentul în care a venit peste noi pandemia. Aș zice că
În primul rând, anul atipic pe care, iată, nu peste mult timp îl vom încheia, dar asta nu înseamnă că vom încheia și provocările aduse de anul ăsta, a reprezentat un moment ideal, să spunem, pentru, sub o formă sau alta, revenirea la matcă, îmi place mie să-i spun. De ce spun asta? Pentru că am realizat în contextul celor întâmplate pe parcursul anului că am fost, sub o formă sau alta, nevoit să revenim la valorile esențiale de la care am plecat la drum. Și dacă tot am început dialogul nostru așa cu apel la chestiuni existențiale, da, pe cele trei paliere ale existenței, mi-aduc aminte că un fizician, David Bohm, cu H la mijloc, da? Explica, un fizician preocupat, desigur, de fizica cuantică, dar și de filozofia minții, să spunem, și eu îl îndrăgesc mult pentru teoriile sale, regăsesc chiar că unele dintre ele au aplicabilitate și în viața antreprenorială. Și atunci o să mă refer la cea potrivit căreia orice natură experiențială are trei paliere, de asemenea, ca cele amintite adineori. Primul palier era cel legat de, să spunem, ceea ce ai la început de drum, atunci când ideea se transformă într-un mic proiect și trece în faza a doua, care ține de evenimentele care se succed și care aparent n-au nicio legătură între ele, dar între timp anii mi-au demonstrat că nu-i nimic întâmplător, așadar aș zice că au legătură între ele. Și al treilea palier ce ține de sursă, sau dacă vrei, de sufletul întregului demers. E bine, la cel de-al treilea palier am fost nevoiți noi și cred mulți alți antreprenori să revină în perioada asta, tocmai realizând faptul că dacă viața ne supune trupul unor modificări inerente odată cu trecerea timpului, trebuie să fim atenți că sufletul ne rămâne pe aceeași, setat pe aceeași direcție. E bine, sufletul afacerilor pe care le inițiem a fost cel pe care situația asta l-a zdruncinat cel mai mult. Pentru că din dorința de a te adapta formei, riscai să pierzi conținutul sufletesc al afacerii. Și asta era cel mai mare risc. Eu cred că, până la urmă, antreprenorii care își vor închide, cu tristețe o spun, afacerile, fiindcă vor fi, și deja sunt semnale că încep să apară exemple concrete, vor fi și în perioada următoare, antreprenori care își vor închide afacerile. Cred că, în bună măsură, închiderea afacerilor lor va ține de incapacitatea aceasta de a te reîntoarce la lucrurile esențiale care te-au pus pe direcția acțiunii și de a le revedea într-un format adaptat timpurilor pe care le trăim. Știți, memoria colectivă a oricărei organizații este zdruncinată într-un context în care interacțiunea umană și-a schimbat întreaga paradigmă. Ce memorie colectivă să transferi unui angajat pe care îl angajezi din prima instanță, nu știu, făcându-i interviu prin Zoom sau pe internet? Cum să transferi valorile morale și etice pe care ai construit o afacere dacă tu, ca și fondator, nu ai ocazia să interacționezi omenește, normal, să zicem, și direct cu respectiv? Ca atare, aici cred că e cea mai mare provocare la care a trebuit să facem față și eu cred că am reușit să facem față cu succes. Și asta dintr-o rațiune simplă. Am avut în structura de esență a organizației școlii informale de IT colegi dragi care erau de suficientă vreme alături de noi ca fondatori încât natural să-și fi asumat și înțeles esența valorică, să zicem, a punctului de pornire. Ca atare, n-am avut decât să facem apel la aceste valori și să ne asigurăm că în ceea ce am acționat le-am avut în vedere. Transferul în 3 nopți, de pildă, a tuturor cursurilor, câteva sute, peste 300, în mediul online, făcută, cum să vă spun, nu neapărat cu aplecare foarte mult asupra aspectelor tehnice, unde am avut beneficiul apelului la niște profesioniști adevărați, ci mai degrabă la analize de format. Cum facem să nu pierdem esența comunicării cu cursanții noștri? Tu care ai experimentat live chestiunea asta în calitate de mentor, realizezi și știi frământările prin care am trecut. Am făcut atunci niște alegeri în contextul ăsta, zic eu, inspirate, pentru că
n-am renunțat la sufletul interacțiunii cu cursanții noștri și am zis că interacțiunile trebuie să fie live. Interacțiunile trebuie să fie de așa manieră încât experiența, să zicem, în măsura în care e posibil, să rămână comparabilă cu cea unei interacțiuni din sălile de curs. Acum, sigur că am învățat și multe lecții suplimentare, chiar dacă am încercat noi să ne facem temele astea prin revenirea la matcă și la ideea de pornire, însă am realizat că viitorul ține încă o dată în plus, demonstrat faptic, de noțiunea de blended learning, în care rolul acelui human touch, cum îi spune românul plecat în America, rămâne perfect valabil și nu va putea fi înlocuit niciodată. Le spuneam tot așa studenților noștri despre sentimentul plăcut al dialogului cu învățătorul trandafir. Pe învățătorul trandafir nu o să-l poată înlocui nimeni. Transformându-l pe învățătorul trandafir într-un mentor, într-un model de urmat pentru viitorii profesioniști în IT care trec prin băncile școlii, nu o să putem face la distanță. Ca atare, eu tot sper că viitorul, atunci când se va așeza noua paradigmă post-COVID, să ne dea șansa să găsim o formulă eficientă de învățământ, pornind de la noțiunea asta, blended learning. Cred că acolo e viitorul. Este. Și eu știu sigur, din formările pe care le-am făcut, atunci când m-am format în coaching, că transformarea poate fi ghidată în interacțiune virtuală, dar are loc absolut direct și radical atunci când ne întâlnim față în față, pentru că avem nevoie de schimbul acela de energie sau de relație și relaționare care se întâmplă în direct. Spune-ne care este, la ce proiecte ai lucrat? Ce pregătiți pentru perioada următoare? Mă tem că dacă o să intru în detalii, nu o să-mi ajungă vreo 24 de ore, dar o să încerc să rezum, să mă raportez la esențe. Da. Pentru că am început povestind de suflet, aș zice că nu strică să încep în enumerarea mea cu un proiect de suflet. Se numește Digital People și un proiect pe care l-am gândit în contextul în care am realizat că efectele pandemice, să le numim așa, asupra economiei aduc și povești triste ale unor persoane care își pierd locul de muncă. Vedeți că de la o zi la alta presa ne inundă cu tot felul de scenarii apocaliptice, dramatice, whatever, dar care au în esență un numitor comun, realitatea faptului că din ce în ce mai mulți oameni ai noștri își pierd locurile de muncă. Noi am căutat în ecosistemul școlii și am găsit parteneri de încredere care să realizeze că în astfel de contexte, o dovadă a apartenenței la comunitatea din care de fapt am născut întreaga acțiune a școlii informale de IT, trebuie făcută acum, în momente de dificultate. Și ne-am bucurat că alături de BCR Social Finance am reușit, cu sprijinul chiar a Fundației Erste din Austria, să lansăm un programaș, Digital People se numește, dedicat segmentului acestuia, și anume românilor care își pierd locurile de muncă deopotrivă în țară, dar și în străinătate, pentru că și acolo sunt foarte mulți români afectați de ceea ce se întâmplă. Și către care venim cu următorul mesaj, repet, redus la esență. Învățați IT acum și veți achita contravaloarea cursurilor abia după ce vă angajați, plătind din primele X salarii. Super. Ăsta e un proiect, repet, de suflet la care ținem și pe care acum îl extindem, dezvoltăm, să zicem, cu sprijinul chiar a unor autorități locale extrem de deschise, care au înțeles să pună umărul la o astfel de cauză. Mă refer la primăria municipiului Iași, cu care, cu ajutorul lui Dumnezeu, luni, săptămâna viitoare ne vom întâlni, iar marți chiar vom face o lansare oficială cu conferință de presă a unui demers care vizează dialogul direct prin intermediul canalelor, chiar consulare sau în genere canalelor de comunicare pe care primăria instituției menționate le are la îndemână și cu care vom comunica cu ieșenii stabiliți în străinătate, afectați, iacătă, de ceea ce se întâmplă și le vom spune despre oportunitatea de a se întoarce acasă ca să-și găsească de data asta aici un loc de muncă în industria IT and software, care, fiind așa ca o orizontală prin toate industriile, cred că nu va fi la fel de tare afectată de cele ce urmează și va
continua să aibă nevoi pe zona asta a resurselor umane calificate. Uh-huh. E bine, prezența la Iași îmi dă șansa ca să postez de un al doilea proiect important la care acum practic revenim, pentru că l-am inițiat prin 2018, însă probabil că a fost ușor înainte de vreme, ca să zic așa. Se întâmplă uneori și lucrul ăsta. Mă bucură că acum aceeași instituție a primăriei Iași a găsit de cuviință să îl readucă pe tapet alături de noi. Deja am activat și alți potențial parteneri din ecosistemul școlii informale și ne punem problema lansării oficiale a unei inițiative intitulate Code for Home, care de data asta se adresează tuturor românilor plecați în străinătate, nu neapărat celor afectați astăzi de problemele generate în zona economiei de către pandemia asta nefericită, adică a celor care își pierd locul de muncă, ci în genere tuturor românilor care realizează faptul că înstrăinându-se, îndepărtându-se de cei dragi, a la lung nu fac un bine nici societății românești, dar nici lor înșine. Da. Practic, acestui segment de public ne adresăm cu proiectul Code for Home și invitația este reorientație profesional către IT and software și noi o să vă sprijinim într-o coaliție pe care încercăm să o facem pe direcția asta, să vă găsiți un loc de muncă decent plătit la voi acasă. Deci reveniți acasă alături de cei dragi, ăsta va fi mesajul, făcând apel la joburi din industria IT and software. Ca să încheie enumerarea proiectelor de suflet, să zicem, n-aș vrea să sar la altele până când nu spun și de ce continuăm să facem. Am început undeva în luna februarie, realizând că unul dintre cele mai afectate segmente de către drama generată de pandemia cu COVID este cel al elevilor de la țară, care, odată puși în situația de a face învățământ la distanță fără niciun instrument la îndemână, devenea, cum să zic, un segment extrem de vulnerabil. Da. Ne-am bucurat că la apelul nostru în ecosistemul școlii, parteneri de bună cuvință și cu inimi largi au răspuns extrem de rapid și am reușit în termen de 2-3 luni să dăruim peste 350 de laptopuri, tablete și alte echipamente IT unui număr de tot atâția copii din diverse școli din mediul rural, de prin cel puțin 6-7 județe ale țării. De asemenea, am angrenat în comunitatea noastră de mentori, o serie de mentori sufletiști într-un program, noi l-am intitulat Digital Teachers, și am încercat să instruim în ceea ce înseamnă utilizarea instrumentelor IT, dar și a platformelor de e-learning sau de comunicare la distanță, astfel încât, pe lângă că am dotat copiii cu instrumentele necesare, să ajutăm și profesorii să le folosească de o manieră eficientă, astfel încât comunicarea și transferul învățământului pe zona online să se facă cu succes. Au participat până acum, repet, într-un regim de gratuitate absolută, peste 250 de cadre didactice, iarăși din mai multe județe din țară, și ne dorim să extindem întreg acest demers deopotrivă al dăruirii de instrumente, dar și al dăruirii de know-how până la urmă, într-o coaliție despre care am început să discutăm chiar și la nivelul unor inimoși consilieri de stat de pe lângă președinția României. Mizăm mult pe implicarea dânșilor, pentru că din postura dânșilor ei au acel bird view, acea capacitate de a face apel la toți factorii, toți actorii care, sub o formă sau alta, din bună credință, au acționat, nu știu, în celulele, în micile lor celule, așa cum am făcut și noi, dar care, neadunate la oaltă de nimeni, își pierd din putere. Dacă o entitate cu prestigiul președinției României s-ar aplica asupra subiectului și ar face coaliția asta de forțe posibile, eu cred că toate părțile ar avea numai de câștigat. M-am bucurat că mesajul nostru a fost primit de o manieră extrem de pozitivă și, repet, suntem în dialoguri care sper să ne ducă în direcția asta cât de repede, astfel încât cât mai mulți copii și dascăli din mediul rural să poată beneficia de input-ul nostru, a celor preocupați, până la urmă, de soarta educației. Aș vrea să încheie enumerarea cu un alt proiect interesant al școlii, se numește Digital Stack. Așa. Digital Stack vizează trei mari direcții: reskilling, upskilling și outplacement.
Aici, de fapt, discursul nostru se adresează mai degrabă în zona business to business. Dacă prima era din zona business to client, aici discutăm cu companiile care și ele sunt afectate de realitățile momentului și pentru care venim cu un mesaj de încurajare care ține de realizarea faptului că soluția de mergere înainte ține de resursa umană. Da. Dacă investim în momente de genul ăsta complicate în perfecționarea resursei umane, n-avem decât de câștigat. Sigur, acolo unde deja momentul e depășit și discutăm de disponibilizări, măcar la nivel moral, ca obligație față de respectivii angajați la care suntem nevoiți ca și patron, ca și antreprenor, ca și angajator să renunțăm, trebuie să ne punem în vedere să le acordăm o altă șansă sau acces măcar la ea prin programe de outplacement la care iarăși multipli actori pot să contribuie și aici ne vedem doar o mică rotiță într-un angrenaj care cred iarăși că ar merita să capete un contur mult mai amplu decât cel pe care l-am putea genera noi. Așadar, profit de ocazie ca ea câtă să facă o invitație publică către toate entitățile care își pot propune scopuri în direcția asta, să ne contacteze și să găsim formulele de colaborare care să ne permită să fim eficienți. Gând la gând, exact asta vreau să te invit să spui unde sau care este modalitatea prin care vă pot contacta cei care sunt interesați de ce face Școala Informală de IT de proiectele acestea. Cred că cea mai simplă metodă este apelul la informațiile prezente pe site-ul nostru, www.școalainformală.ro. În genere sunt informații, să zicem, cu inteligență expuse, așadar experiența în site ar trebui să fie una facilă, aceea de a ajunge cel puțin la date de contact, dar și proiectele noastre sunt tratate de obicei cu subpagini distincte, astfel încât informația să fie concentrată și ușor de accesat. Sigur, pentru detalii suplimentare, aceleași rubrici de contact pot să facă accesul la dialogul direct cu noi, astfel încât, cu mare drag, să putem furniza detalii suplimentare, concrete, chiar cu aplicarea asupra realităților locale, pentru că de multe ori astea fac diferența. În cele 7 centre urbane de care pomeneam adineauri, în care suntem prezenți, am realizat în decursul anilor și importanța glocalizării, care să facem, ca să facem apel la un termen la modă astăzi, și care ne ajută să aducem soluțiile noastre educaționale într-un parametru al eficienței suplimentare, pentru că răspundem la nevoi concrete. Așa este. Deci invitația este pentru cei doritori să afle mai multe despre proiectele pe care le-ai descris sau despre Școala Informală de IT să intre în contact cu pagina voastră de pe internet, cu site-ul și cu datele de contact de acolo. Mihai, te rog frumos să spui cum pregătiți anul viitor, care sunt direcțiile strategice pe care vă concentrați și apoi o să te invit să ne împărtășești punctul tău de vedere legătură cu secretele succesului în afaceri. Dar până acolo, spune-mi ce direcții strategice ați decantat pentru 2021? Aș zice că abordăm pregătirea anului viitor cu mult curaj. Și curajul ne este dat de ceea ce principial, să zicem, realizăm, și anume faptul că trebuie să te concentrezi asupra jumătății pline din pahar, chiar și în momente dificile. Știi, dacă tot am făcut apel la citat din propriile cărți, tot așa într-o cugetare mai veche spuneam că prefer să torn din prea plinul paharului meu în paharele altora, tocmai ca să nu-mi pierd capacitatea de a vedea jumătatea plină a paharului. Absolut. Cred că suntem într-un moment sau într-un context în care chiar trebuie să facem chestiunea asta. Da. Și să realizăm faptul că pe lângă multele rele aduse de pandemia asta, beneficiem și de lucruri la care nici măcar nu ne-am fi putut gândi cu câteva luni înainte. Și dau exemplu lansării de la Chișinău. Eram pregătit să o facem în sistemul clasic, cu prezență fizică. Sigur, am fost loviți de lockdown chiar în momentul în care, să zicem, ne pregăteam să semnăm un contract de închiriere a la lung a unui spațiu fizic acolo. Ca atare, am pus on hold niște pași care erau gata pregătiți. Însă am realizat că transferul pe mediile online, de fapt, ne scot din zona preocupării geografice cu totul.
practic nu mai există granițe. Brusc, mentori din România pot preda pentru frații de dincolo de Prut, indiferent că discutăm de un mentor de la Craiova sau de un mentor de la Cluj. Practic, limita geografică nu mai contează. Și sigur, exemplele de oportunități create într-un context complicat, dificil, ca cel al economiei pandemice, să o numesc cumva, sunt multiple, dar am vrut doar să exemplific una dintre ele. Ca atare, ne-am concentrat asupra jumătății pline a paharului și abordăm anul viitor cu curaj. Cred că direcțiile în care vom activa cu precădere sunt deja oarecum setate prin inițiativele pe care le-am pomenit. Uh-huh. Ne uităm la reskilling, upskilling și outplacement. Astea sunt trei direcții majore. De asemenea, am vrea să găsim, să zicem, în momentele astea de reașezare și șansa accederii la o serie de finanțări care să ne permită să repunem în parametrii de formă, aviz discuției de adineaori. Ne-am concentrat asupra valorilor sufletești și acum adaptăm forma la matca conștientizată. Da? Da. Și făcând chestiunea asta, ne dorim să investim în instrumentele proprii ale școlii. Da? Suntem o școală cu pretenția de a fi un exponent a instituțiilor dintre cele mai digitalizate din țara asta. Nu vrem să ieșim din paradigma asta nici în ceea ce privește viitor apropiat, ba mai mult, cu apel la diverse finanțări și forme chiar de sprijin pe care însăși Guvernul României le pregătește pentru toți antreprenorii, nu numai pentru noi, să putem investi suplimentar în digitalizarea suplimentară a școlii. Să putem pregăti acel moment de trecere la viitoarea normalitate, unde blended learning-ul cred că va fi un punct important de cotitură. Deci, cam astea ne-s grosomodo planurile pentru anul viitor și pentru că la final ai pus partea cea mai grea, să zicem, a întrebării, și anume secretele succesului, aș zice că secretele astea sunt, așa ca multe alte lucruri în viață, un drum pe care trebuie să îl parcurgi cu conștientizarea faptului că frumusețea însăși a peisajelor pe care le vei vedea pe parcurs devine, cum să zic, o suficientă motivație. Da. Căutarea secretelor succesului trebuie să fie o permanentă căutare. Uh-huh. Dacă cineva astăzi afirmă că are o rețetă cu, nu știu, subiect și predicat cu 6 puncte care reprezintă adevărul absolut în materia rețetei succesului, cred că se înșală. Uh-huh. Pentru că unica lege valabilă în universul ăsta este, de fapt, legea schimbării. Și atunci orice set de sau orice rețetă ne-am face, cred că trebuie să ne adaptăm from time to time la niște realități schimbătoare. Uh-huh. Cu toate astea, cred că dacă ar fi să mă raportez la experiențele mele și ale școlii de până acum, un posibil secret ar fi acela al apelului la Zicala, potrivit căreia trebuie să-ți planifici viitorul, dar să trăiești în prezent. Da. Le spuneam studenților noștri în trecut că în multe privințe managementul seamănă cu mersul pe munte. Uh-huh. Pentru că atunci când urci pe munte, îți setezi scopul, uh-huh. Da? Te uiți la piscul, la vârful muntelui unde vrei să ajungi și din secunda următoare devii preocupat de locul în care vei păși, pentru că dacă îți rup glezna în prima groapă, nu o să mai ajungi niciodată în vârful muntelui. Așa. Ca atare, planificați viitorul, dar trăiți în prezent. Iar mai ales atunci când ai de-a face cu o situație complicată de context economic, social chiar, da, care schimbă multe din datele problemei, uh-huh. Atunci trebuie să faci apel, să zicem, și la optimismul, la jumătatea aceea plină de pahar, care să te țină în zona sănătății mentale necesare. Și aici aș zice, sigur, pregătiți-vă de cei sau cei rău ca scenariu sau ce poate deveni rău, dar nu îl credeți absolut în manifestare. Da. Pentru că atragem ceea ce gândim până la urmă. Și atunci, dacă gândești prea negativ, vei atrage lucruri negative. Asta, de fapt, e cheia, să găsești echilibru între a fi pozitiv și a fi realist. Da. Cred că acolo e o cheie importantă a succesului. Sunt încântată de conversația cu tine. Eu sunt fascinată de
felul în care conectezi tu lucrurile și aduci conceptele împreună. Este o bucurie să te ascult și privitorii noștri vor avea ocazia să împărtășească din gândurile tale. Felicitări pentru cei 7 ani de școală informală de IT, felicitări pentru viziunea și misiunea pe care le aveți și la care țineți foarte, foarte mult. Te rog frumos să ne spui așa un ultim gând. Ce recomandare ai? Ce perspectivă ne dai ca să ne păstrăm curajul și optimismul și în continuare? Aș zice că răspunsurile trebuie să le găsim în interior, deopotrivă în interiorul nostru sau în interiorul organizațiilor noastre. Chiar dacă ceea ce se întâmplă în jurul nostru afectează dramatic mulți actori, din actori economici sau din mediul de business, noi trebuie să ne păstrăm calmul necesar unor analize, cum să spun eu, dincolo de presiunea momentului. Dacă reușim să facem un pas înapoi, utilizând de acea, cum să vă spun eu, frumos găsită chestiune, îmi scapă numele filmului, dar era vorba de un film în care personajul principal dispunea de o telecomandă care oprea viața pentru câteva secunde și îi permitea să gândească de 2 ore înainte de a vorbi sau înainte de a acționa. Imaginați-vă că aveți acces la astfel de telecomandă care să ne permită să punem on hold tot ce se întâmplă în jurul nostru și o să vedeți că deciziile noastre se iau altfel. Spunea un psiholog american, îmi scapă numele lui, că în dialogurile pe care le face cu pacienții lui, îi întreabă de multe ori cum ai luat decizia asta dacă nu ți-ar fi frică în niciun fel. Absolut. Telecomanda aia la care făceam apel ne permite să luăm deciziile analizând de 2 ori de ce ne este frică și de ce nu. Pentru că frica, ia cât e un domeniu iarăși la ordinea zilei, frica are efecte extrem de nocive pe toate planurile. Atât personal, știu eu, frica de boală sau frica de siguranța sau, mai bine zis, nesiguranța zilei de mâine, exact, ne face să luăm decizii greșite ca persoane. Da. La fel e și în mediul de business. Frica de multe ori face antreprenorii să ia decizii nesăbuite pe care să le regrete după aceea. Și de cele mai multe ori, până la urmă, viitorul vine să ne spună că n-a fost atât de negru pe cum l-am bănuit noi. Revenind la ceea ce, ca sfat, să zicem, deja am spus. Cam asta cred că ar fi un posibil bun mesaj de încheiere, acela a revenirii în căutările noastre de soluții la ceea ce putem găsi deopotrivă în interiorul nostru și al organizațiilor noastre. Îți mulțumesc frumos! Să ne revedem la începutul anului viitor ca să dezbatem și să ne uităm cu optimism și curaj la ce ne aduce acesta. Și cu ajutorul Dumnezeu să facem treaba asta față în față și nu pe canale electronice. Că asta însemna că am ieșit dintr-o perioadă complicată a societății și a umanității. Așa să ne ajute Dumnezeu să o depășim cu toții cât mai repede. Mulțumesc încă o dată, a fost o plăcere. Și felicitările, aniversare, ți se cuvin și ție, ca parte din echipa de mentori a școlii. Îți mulțumim în calitate reprezentanță ai școlii pentru treaba excelentă pe care o faci în colectivul acesta al mentorilor bucureșteni și sperăm ca mulți ani de acum înainte să putem sărbători împreună. O zi bună tuturor!